Universul la feminin. Universul la feminin. Bună ziua, dragi prieteni! Sunteți la Radio Shalom, emisiunea Universul la Feminin. A mai trecut o săptămână, este luni și ne reîntâlnim de această dată cu un alt invitat, o distinsă personalitate cu care tot încercăm să ne conectăm din Israel, domnul Nando Mario Varga, președinte, director general al agenției de știri Anima News din Israel, o agenție foarte bine cunoscută de mulți dintre dumneavoastră. Mă aștept să fiți alături de noi, să ne puneți întrebări și acum mă întorc să spun bună ziua în numele nostru al tuturor domnului Nando Mario Varga. Bună ziua! Nu știu în clipa asta ce se întâmplă, dar eu sper să putem restabili legătura pentru că noi am vorbit puțin înainte de emisiune și totul a mers perfect, adică la proba pe care noi am încercat să o avem înainte și sper ca domnul Nando Mario Varga să se poată conecta. Îmi pare rău că nu se aude, voi încerca eu până când domnia sa o să reușească să facă legătura. Mă gândesc să începem cu una din melodiile pe care le-a ales invitatul nostru de astăzi. Îl rog frumos pe Alex să se pregătească să o pună. Până atunci eu am să vă dau câteva date biografice ale domnului Nando Mario Varga, care ne este invitat și chiar aș vrea să nu pierdeți oportunitatea de a-l asculta, pentru că este o personalitate magnetică, vă asigur că aveți multe de auzit și învățat de la domnia sa. Vreau să vă spun că este născut în Brăila, ne spune oare ceva Brăila, Alex, da? Și a plecat în Israel în anii 90. Ne spune că ziarist fiind, încă pe vremea când era în țară, în România, a avut o carieră foarte frumoasă ca ziarist, ca scriitor. Și apoi, după ce s-a stabilit în Tel Aviv, era firesc, ca printre multe altele, să se ocupe și de problemele de jurnalist pe care le abordase cu atâta maestrie și pricepere încă de pe vremea când era în România. Vreau să vă spun că dânsul a fost și corespondent de război, conduce din 1995 cotidianul israelian în limba română Viața Noastră, care a fost unul dintre cele mai citite cotidiene și în planul nostru era să vorbim și despre situația presei de limbă română, pe care noi am mai abordat-o și în alte ocazii. A fost corespondent și pentru televiziuni din România și iarăși îmi doresc foarte mult să avem această legătură ca să putem să discutăm câteva probleme dintre cele pe care dumneavoastră le-ați ridicat ca urmare a anunțului numelui invitatului nostru și vom vorbi despre diasporă, ce înseamnă diasporă și ce nu înseamnă pentru evrei diasporă, despre probitatea profesională a ziariștilor, despre multe alte aspecte care sunt, iată, foarte interesante și actuale. Până când... Secundă, acum auziți? Acum da. Dumneavoastră ne auziți? Da, la perfecție. A fost o chestie că am rezolvat tehnic, nu sunt un mare specialist tehnic. În primul rând, până începe muzica, vă sărut mâna și vă mulțumesc pentru această invitație. E o onoare pentru mine să fiu la Radio Shalom, să vă văd, să vă aud și să mă adresez românilor din, nu numai din România, și evreilor și creștinilor, tuturor, deoarece Dumnezeu e unul și toți suntem unii. Pare interesant ceea ce urmează să discutăm. Așa, aveți un stil de a prezenta încât deja mă tentează să începem discuția. Deci, o să începem chiar acum, eu zic să renunțăm la melodie, pentru că o putem avea ulterior în varianta YouTube. Sunt încântată că am reușit să intrăm în direct și pentru că vreau să folosesc fiecare secundă. Eu o să vorbesc foarte puțin și numai atunci când dumneavoastră îngăduiți. Haideți să începem cu începutul. Ați plecat din Brăila. Ce amintiri din tinerețea și copilăria dumneavoastră v-au rămas aproape de suflet? Sunt enorme.
Sunt enorme și nu renunț la ele și nu vreau să renunț la ele, fiindcă îmi sunt dragi. În primul rând, nu uitați că Brăila este, este orașul în care, cum vă spuneam la o discuție anterioară, se spune că se vorbește cea mai corectă limbă română. Nu avem dialecte, nu avem, deși, surprinzător, este un oraș foarte cosmopolit, un oraș care, în care au trăit și trăiesc, ca urmași, bineînțeles, evrei, turci, ruși, români, bineînțeles, tot ce vrea dumneavoastră, dar oamenii sunt foarte uniți. În plus, este orașul itinerente, deci ne-am făcut dreptate întotdeauna, și orașul cu cele mai frumoase femei. Asta se spune că are. De una. Da. Deci, legăturile sunt foarte multe și de copilării, am fost prieteni, școli, școala generală, liceul, am o droaie de colegi care le-am rămas în contact și mulțumesc lui Facebook că suntem în contact. Ce legături multe. Ceea ce este foarte important pentru mine a fost ca evreu, că niciodată, dar niciodată, deși n-am ascuns acest lucru, nu am simțit o reacție negativă. Deci nici măcar o idee de antisemitism, nici măcar nimic. Eram în bloc comunicăță și vă dau un mic exemplu simpatic. Când era Paștele Evreiesc, la sediul partidului din Brăila, sediul central al partidului, cu secretarul de partid, cu toată lumea de acolo, mâncam pască și beam coniac și vin din Israel. Ceea ce mi se pare extraordinar. Da. Și noi făceam asta, mi-amintesc înainte vreme. Aș vrea mult să trec la momentul noului început pe care l-ați avut în Israel când ați ajuns. Eu am făcut așa, dacă m-ați auzit, o scurtă, foarte scurtă prezentare a parcursului dumneavoastră. Sigur, n-am intrat în toate amănuntele, știu că sunteți scriitor, poet și aveți o carieră vastă și frumoasă. Spuneți-mi cum a fost acest nou început în Israel. Șocant. Cred că n-am alt cuvânt decât șocant și să vă spun de ce șocant. Șocant pe de o parte, în momentul deja am ajuns în Israel pe 29 iulie 1992. Dar foarte scurt, la scurt timp după evenimentele din România, lăsând în urmă și închizând deja o publicație, un ziar, care l-am deschis imediat după evenimentele din decembrie 89 și o lungă carieră artistică cu un grup, în fine, niște chestii simpatice, superbe chiar. În Israel, șocul a fost, vă încep cu un mic șoc simpatic, așa. Înainte de a pleca, eram în No Man's Land-ul românesc, la aeroportul românesc. Am vrut să beau o cafea și șocat, mi s-a spus că cafeaua costă 2 dolari și ceva. Pe vremea aceea, 2 dolari și ceva, o cafea era ceva ce nu-ți puteai imagina șocat. Bun. Am băut cafea, am mers în Elan, cu agenția Elan, în avionul care mă ducea, eram singur român. Toți noi veniți erau ruși. Veneau din Rusia, evrei ruși, s-a făcut o escală la București, m-au luat și pe mine și ne-au dus în Israel. Ne-au servit cu mâncare, atunci am băut pentru prima dată în viața mea Nescafe cu lapte. Nu se obișnuia la mine acasă Nescafe cu lapte. Bun, am ajuns, am fost duși într-o sală și când am ajuns sala respectivă, era plină de mâncare. Dulciuri și fructe și mâncare și tot ce vrei. Deși mâncasem în avion, mi-am zis, domnule, tot mi-e foame. Zic, cât mă va costa? Dacă în România m-a costat o amărâtă de cafea, 2 dolari jumate, Doamne, iartă-mă, toate mâncărurile astea bune cât e. În final, era pe gratis. Tot în o primire frumoasă făcută noilor veniți, care deciseseră să vină în Israel. Nu intru în ce înseamnă să vin în Israel ca evreu, fiindcă ați anunțat mai înainte că am discutat acest subiect de aria. Deci au fost șocuri, au fost primele șocuri. Au fost căldura infernală când am coborât din avion. După a urmat mai multe șocuri. Când am văzut primii tineri și tinere cu armele în mână, mergând pe străzi, m-au fascinat palmierii și atunci am luat decizia că eu nu voi părăsi niciodată Tel Aviv. Nu știam aproape nimic de Tel Aviv. Am ajuns în Tel Aviv și de atunci sunt în Tel Aviv. Și după aceea a urmat perioada când veneam practic cu o meserie legată de limbă, ziarist.
Existau ziare de limba română atunci, dar mi s-a spus de la început să nu merg în această direcție, deoarece oamenii nu aveau bani, nu știu ce, își țineau fiecare locul de muncă și tot felul de chestii de genul ăsta. Într-adevăr, asta s-a întâmplat în scurt timp. Și o scurtă perioadă am decis să nu mă ocup de jurnalistică o perioadă și să-mi câștig existența. Fiindcă ebraică știam două cuvinte, nimic mai mult. Și încet, încet am lucrat, am început să lucrez în industria hotelieră, la recepție și la un moment dat se anunță că ziarul de limbă română, Limba Română, Viața Noastră, caută ziariști. Exact, ziarul care mă refuzase un an și ceva înainte. Am rămas blocat, nu știam ce s-a întâmplat. Într-un final se produse o ruptură între ziariști și patroni, băi, aștia plecaseră în grup, nu erau ziariști, m-am dus fără nicio șansă. Zic, domnule, nu mă ia nimeni așa. M-au luat. Și la scurtul mi s-a propus să fiu redactor șef al ziarului. Viața Noastră, celebrul ziar Viața Noastră, care a fost simbolul evreilor originari din România. Mi-am zis la început că eu nu mă bag în așa ceva, dar până la urmă am acceptat, am intrat și 17 ani de zile am condus Viața Noastră. Perioada în care, așa cum am intrat, am fost și corespondent de război. Am fost timp de peste 10 ani corespondent BBC în limba română până s-a închis postul. La multe posturi de radio și în România, de peste tot. Între timp, mi-am cunoscut viitoarea soție, mi-am căsătorit, s-am adus pe lumea acest super copil care este Idan, puștul nostru. Nu mai e puști acum, are 25 de ani, dar pentru noi tot puștie. Dar vă rog să spuneți de ce îl cheamă Idan și ce înseamnă Idan? Idan, ok. Când soția mea era deja gravidă, când ne gândeam deja la nume, nu știam deja că avem băiat, am zis, domnule, vreau să-l chime Dănuț. Nu căutam o conotație nici iudaică, nici creștină, nici de niciun fel. Îmi plăcea mie Dănuț. De ce? Nu știu, dar așa îmi plăcea mie să-i spun Dănuț, Dănuțel. La care soacra mea a zis, zice, bă, nu, o să-i spunem Idan. Și am fost foarte ciudat, ce ai Idan? N-am vrut să o refuz din politețe, știi? Dar în momentul când i-a zis, tot o zic, are vreo semnificație ceva, zice, da. Ce înseamnă? Epocă nouă, perioadă nouă. Și am zis, domnule, ăsta e. Și din clipa când s-a născut, el a fost fiecare secundă o epocă nouă pentru noi. Sunteți minunat. Vreau să spun că trebuie să spun acest lucru, că singurul interviu pe care l-ați dat în 2009 a fost singurul până astăzi când îl dați pe al doilea și acest lucru pe mine m-a impresionat foarte mult. Dar nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun că tot acest concurs de împrejurări, ca să spun așa, este minunat, este foarte frumos și faptul că ați spus despre Idan că preferați ca de acum înainte să fiți numit tatăl fiului dumneavoastră și nu ziaristul cunoscut și recunoscut internațional, pentru că nu trebuie să fim modești, ăsta este adevărul, pe mine mi-a atins sufletul. Un tată care spune vreau să fiu cunoscut ca tatăl fiului meu este un om cu un suflet mare. O spun public. Vă mulțumesc mult. Dar Idan a însemnat și înseamnă enorm pentru noi, adică respirăm prin el, eu și mama lui. Dar important e că el nu atrage deloc meseria asta. Nici nu vrea să audă de așa ceva, e foarte departe. El e un tip foarte direct, așa și ok, nu contează. Important că este cu noi și ne susține și îl susținem. Asta e foarte important. Să aibă noroc, să aibă noroc să fie sănătoși și să aibă noroc. E lucru cel mai important pe care noi ne-l dorim copiilor noștri. Haideți să facem acest pas către ceea ce înseamnă Alia. Vă spuneam că ne ascultă foarte multă lume care nu știe prea mult despre evrei. Și în contextul a ceea ce înseamnă Alia, să vorbim puțin despre diaspora și mai ales diferența între evrei și evrei din Israel, plecați din România, care nu sunt diaspora. Ați atins un subiect foarte sensibil care totdeauna mă simt în contradictoriu cu el și am reacții diferite de la oameni. Știu că nu sunt de vină, fiindcă nu înțeleg despre ce este vorba. Un lucru este clar. Hai să începem de la zero. Deci, evreul, țara evreului, este Israel. Cu inima bătând puternic la Ierusalim. Deci asta e țara evreului. Deci evreul e acasă atunci când este în Israel. Evreul care este în afara Israelului este evreul aflat în diaspora. Deci în momentul în care
cineva afirmă diaspora română din Israel, acesta nu există, e o greșeală. Cine e diaspora română, diaspora evreiască, din diaspora evreiască, o constituie evrei care nu sunt în Israel. Evrei de peste tot, de pe lună, dacă vreți dumneavoastră. Din nu știu ce pădure tropicală, din America, de peste tot, din România. Evrei din România constituie o diasporă, trăiesc în diasporă, nu în țara lor. Și de aceea țelul evreului adevărat este să revină în Israel. Și așa ajunge la cuvântul care l-a denumit Alia. Alia vine de la verbul iudaic la alot, să urci. De ce să urci? Nu să urci în avion și apoi să cobori, fiindcă după aceea tot cobori. Nu, spiritual urci la Ierusalim. Urci în orașul sfânt, te contopești cu spiritualitatea iudaică, spiritualitatea iudaică adevărată și atunci devii și trăiești. De aceea evreii din Israel, evreii români din Israel, sunt acasă, nu sunt în diasporă. Dumneavoastră sunteți în diasporă din punct de vedere iudaic. Deci cam asta trebuie lumea să înțeleagă. Nu jignești, nu se jignește cu așa ceva. Nu, dacă cumva îi spui, domnule, faci parte din diaspora evrească din Israel. Ok. Domnul nu știe despre ce. Sigur, oameni, da, dar nu este sensul definit, să spunem, al conceptului. Și este bine să știți că întotdeauna în emisiunea aceasta noi am clarificat, am definit, am redefinit, pentru că orice definiție poate fi redefinită în funcție de contextul actual. Dacă mai vreți să spuneți ceva despre ideea de diasporă, de alia. Da, vreau numai să specific faptul că faptul că tu ești, te urci la Ierusalim, da? N-are nicio conotație neapărat, pe de o parte, să zicem, religioasă. Pentru că israelieni sunt foarte, foarte mulți evrei, evrei israelieni specific, deci, care nu sunt religioși. Nu este important, cum discutam cu cineva, și chiar cu fiul meu la început discutam, când eram mult mai micuț, a fi evreu sau a nu fi evreu, când trăiești în Israel, important este, nu este dacă ești sau nu ești evreu, când ești în Israel, când trăiești, este important să iubești această țară. Fiindcă Israelul este tipul de sentiment pe care îl trăiești sau nu. Iubești sau nu iubești Israelul? Nu este care de mijloc. Nu te poți minți, domnule, e simpatic Israelul fiindcă mănânc niște portocale foarte zemoase din Iacob. Nu, iubești spiritualitatea iudaică sau nu iubești? Asta zic eu că este important pentru Israel, pentru cei care iubesc Israelul. Îl iubești sau nu? Asta e tot. Eu cu bucurie constat că avem mulți prieteni și asta este un lucru minunat, prieteni nu de conjunctură, ci de fond, de profunzime, care se apropie de noi și încearcă să ne înțeleagă și să ne cunoască. Poate că demersul meu de a continua în acest sens și în acest spirit este legat și de faptul că aceste persoane ne ascultă și vor să înțeleagă niște lucruri. Acum vin la o întrebare sincer, care vine din partea unui ascultător, care văzând cine este invitatul, a spus așa: ce-ar fi să vorbiți puțin despre probitatea profesională a ziariștilor și poate puțin, foarte general, în context legat cumva de situația politică mondială, fără să accentuăm într-un fel, stânga, dreapta și aceste concepte care, iată, au început să gliseze. Deci să vorbim puțin de probitatea ziariștilor, că asta e un subiect apropiat nouă. Este, într-adevăr, un subiect apropiat nouă, dar și foarte depărtat nouă. Fiindcă de când a luat amploare aceste toate sisteme media și sisteme sociale, care nu le acuz, sunt foarte binevenite și Facebook și eu știu câte mai sunt ele, Twitter, etc., etc., toată lumea e ziarist. Toată lumea analizează. Toată lumea se află întreabă. Adică e foarte frumos să spun că m-am scoat azi dimineață și păsările cântau și două floricele au apărut la geam și mi-am băut cafea o dragii mei prieteni. E ok, e frumos, ești legătură cu ei, dar oprește aici.
Asta vorbesc de ziariștii de social, de conturi sociale. Dacă intrăm în meserie, deja ne lovim de multe alte chestii. Și din păcate, jurnalistica românească nu e cea mai rămas din ea, nu este un exemplu plin de dragoste și de bucurie. Faptul că marea parte a presei este împărțită și servește fel de fel de interese. De exemplu, eu dacă vreau să publică, eu public foarte puțin. Foarte puține știri din România le preiau pe Anima News, fiindcă multe din ele se simte că sunt coapte, că nu aparțin realității sau aparțin unei anumite realități. Și atunci, ca să pot să aflu o informație cât mai exactă despre un eveniment X, trebuie să analizez câteva surse, 4, 5, 6 surse de știri, din România vorbesc, și după aceea să încerc să găsesc miezul problemei. A fi jurnalist înseamnă, în primul rând, să fii obiectiv cu tine însuți. Dacă tu nu, și să folosesc un cuvânt foarte urât înainte de 89 în România, cenzură. Îți trebuie neapărat o autocenzură. Dacă tu nu te autocenzurezi, ești terminat și ca ziarist, și atunci nu mai impune altuia de ce spune ceea ce spune. Fiindcă nu spun să cenzurezi pe cineva, să te autocenzurezi în momentul când intri în corabia asta nebună a sociopoliticii. Și numai atât, și în cultură și peste tot. Nu că Israelul este puritatea jurnalistică, nici vorbă de așa ceva. În Israel se practică o jurnalistică ca peste tot. Diferența este, dacă rămânem pe România și pe Israel, fiindcă avem un limbaj comun și o punte comună, este că în Israel se respectă omul. Nu se coboară lingvistic sub orice limită posibilă. Nu se înjură, nu se ia la mișto. Toată lumea știe, vorbesc pe Israel, că jurnaliștii nu-l agrează în 90% din procente pe Benjamin Netanyahu, pe primul ministru. Dar dacă îl atacă, indiferent dacă au bază sau una bază în ceea ce atacă, îl atacă la nivelul dovezilor și au un limbaj normal. Nu-l faci, scuzați-mi expresia, de exemplu, fătălău pe primul ministru, cum se practică în România. Pentru nimic nu, din respect. Că e om, nu că e prim-ministru, că e om. Nu te iei la mișto de femei și îți bagi joc de femei pentru că ești tu mare și tare pe un cont oarecare. Nu, hai să respectă. Aici în Israel nici vorbă. Femeia, copilul, familia sunt sfinte. Noi am mai vorbit despre rolul femeii în iudaism și respectul pe care evreii îl dau femeii. Exact. Acum, sau din cauza coronei, într-adevăr, s-au mai agravat niște lucruri în modul de tratare al femeilor. Deci au fost cazuri de violență, de crime. Nu trebuie neapărat pe coronii, normal, adică Israelul e țara sfântă din punct de vedere spiritual, nu e țara sfântă din punct de vedere uman. Noi suntem oameni ca toți oameni izraelieni. Mi se spune evreii. Am ajuns la oameni ca toți oamenii, aș vrea mult să vorbim despre treaba asta, pentru că așa este conjunctura și așa a fost ciclic în istoria lumii. Oamenii, evreii sunt oameni ca toți oamenii. Evreii au și bogați, au și săraci, au și buni, au și mai puțin buni. Este un lucru foarte important. Trebuie să demontăm această, să spunem, clișeu, pentru că trebuie să recunoaștem realitățile și ce se discută mai prin spate, mai pe la vedere și așa mai departe. E normal. Adică este, apropo de clișeuri ce spuneați și bine că ați atins subiectul ăsta, e cel superb cereu, evreul e bogat. Israelianul e bogat. Adică toți izraelieni suntem niște bogăți. Acum, sincer să fiu, și eu am intrat cu ideea asta când am făcut alia, înțelegeți? Și eu i-am văzut pe evrei, pe izraelieni, domnule, intrând în... ieșind, eu știu, cu coșurile pline din magazine și mergând în mașini. După aceea, când am început să cunosc, mi-am dat seama că oamenii ăia, într-adevăr, le place să trăiască bine. Tuturor ne place să trăim bine. Dar aveau datorii, toți. Aveau mașina aia sau își cumpăra ce își cumpăra. Dar aveau un minus în bancă de simțire că nebunești. Societatea adică, sunt pe cap peste tot. Da, deci bogătați sunt, e normal.
Dar știți care este mare diferență între Israel? Și lucrul ăsta mă fascinează în fiecare secundă aproape. Între Israel și România, automat, și chiar America, sau orice stat din lume doriți dumneavoastră. Discrepanța. Și sună frumos discrepanța. Hai să spunem mai adevărat, groapa, prăpastia dintre bogat și sărac nu este evidentă ca în România sau în America. Bogăția nu te sfidează în Israel. Nu strage palmele zornăitoare de dolari și șecheri. Foarte frumos. Toți suntem mai mult sau mai puțin egali. De ce suntem egali? În primul rând spuneți la chestia că toți suntem egali în fața lui Dumnezeu. În primul rând. Adică eu poate să mai mă îmbrac mai elegant decât primul ministru. Dar ne îmbrăcăm la fel. Nu vine să mă sfideze și chiar și sunt, e normal că sunt miliardari. E normal că au viața lor, dar niciodată presa, televiziunea, nu vine să te orbească cu petrecerile bogătașilor de pe, eu știu, iahturi de lux, despre toate chestiile astea. Nu. Și asta contează foarte mult pentru mine, că știu că foarte bine, chiar dacă n-am un salariu fantastic, dar îmi pot permite o cârciumă, îmi pot permite un spectacol, îmi pot permite o excursie. Deci asta e foarte important. Deci de aici pornim de la faptul că suntem mai mult sau mai puțin egali, cu problemele noastre, cu... Eu vorbesc până la perioada corona, care efectiv a distrus, chiar dacă Israelul a fost lovit ca alte țări, ca România, de exemplu, sau ca alte țări mult mai puternice, Italia, Doamne iartă-mă, Spania, America. Noi nu am avut, au fost niște reluări de măsuri urgente ale premierului. Când, în momentul în care a închis Israelul totalmente și nu s-a mai putut intra și ieși, și asta ne-a salvat. Acum se pare că ne confruntăm cu al doilea val. Nu știu cât e al doilea val sau că este o continuare a primului val. Dar e teama asta, cum se simte, după câte am înțeles, se resimte și în România, teama acestui unui nou val. Deci până la corona, care a prăbușit economic, nu numai Israelul, prăbușind Israelul, a prăbușit oamenii. Suntem sute de mii de oameni care se află în concediu fără plată sau, mai rău, n-au loc de muncă. Și mai grav este că dacă nu ai un loc de muncă, îl cauți, acum nu ai un să-l cauți. Asta este mare. Sunt adevăruri pe care noi trebuie să le spunem. Pentru că vreau să vă spun că poate mulți dintre cetățenii noștri de aici din România nu realizează că viața nu mai e la fel ca înainte și că trebuie să mai strângem din, să spunem, din baierile pungii și să ne gândim care sunt prioritățile de două ori și toate aceste lucruri sunt extrem de importante pretutindeni în lume. Bine, mi-am propus și nici nu voi atinge subiectul acesta, să spunem, de, pe care eu personal îl consider de extremă, care se întâmplă acum toată această mișcare, care până la un punct putea fi o supapă de descărcare a energiilor care au fost în perioada asta de urgență, au fost strânse și cumva ținute în interiorul oamenilor, numai că lucrurile trebuie atent supravegheate de către noi toți, de către toată lumea, în toate țările. Și asta este un lucru foarte important, foarte important. Pe mine mă preocupă și vă spuneam și înainte de emisiune, când am avut plăcerea să vorbim, probitatea profesională, pentru că niciodată eu și dumneavoastră și oameni ca noi nu am folosit, să spunem, informații care n-au avut la bază elemente obiective pe care să ne sprijinim, informații corecte. Da, cred că avem loc și de o altă ediție în viitor. Da. Nu, rămânând la lucrul acesta, vreau să vă mai spun, da, de exemplu, de ce spunea și dumneavoastră, chiar Anima. Chiar pe Anima, eu am rămas adeptul vechii școli jurnalistice, în sensul că orice știre preluată pe Anima sau prezentată de Anima se bazează pe cel puțin trei surse. Eu niciodată nu... fake news-ul nici n-are ce căuta aici. Într-adevăr, dau drumul la unul în știri care mă surprinde la modul plăcut și neplăcut în acest sens. În general, editorii Anima News, care sunt câteva mii bune, iubesc Israel. Cred că sunt una dintre puținele agenții online în care dacă intri pe știri, nu vezi comentarii anti-Israel.
Nu există agenție unde, și în România și peste tot, în care să vorbesc despre Israel, să nu fie luat la pumn virtual, bineînțeles, Israelul. Nu, la mine nu. Și asta mă bucură. Dar dacă prezint niște chestii care critică Israelul, adică e normal să faci așa ceva, am avut o serie de, cu toate, vă spun, valurile de crime care au fost și cum zic, brutalitatea în relația bărbat-femeie în Israel. În dezavantajul femeii, că au murit femei, au fost ucise, înțelegi tu. Au fost și editori care au acționat și au spus, nu, it's a fake news. În Israel, ce spuneați de-a voastră mai înainte, nu există așa ceva. Iar un mit care trebuie regândit. Că israelianul nu este așa, Doamne, iată-mă, este o bomboană cu femeia. Nu e adevărat. Da, ce bun, sunt soții evrei. Așa este, nimeni nu contestă. Dar și între soții evrei poate să existe violență. Trebuie să accepți, da, trebuie să accepți că există. Da. Peste tot. Și atunci, dacă tu taci și ascunzi, da, tu ca jurnalist, pentru ce, Doamne, iată-mă, mai trăiești ca jurnalist? Așa. Vorbim de chestia. Și asta vă spuneam cum se întâmplă în România. La fel, în Israel, o diferență fantastică. În România nu știu câte curente politice sunt, nici vreau să mă gândesc. Multe. În Israel nu sunt multe, da. În Israel nu sunt multe. Însă e o diferență. Dreapta e ca peste tot dreapta. Ok? Avem și dreapta. Dreapta și dreapta extremistă. Stânga n-are nicio legătură, stânga din Israel, cu niciun curent stângist, de oriunde vreți dumneavoastră din lume, nici cu stânga comunistă și nici cu stânga franceză și nici cu ce vreți dumneavoastră, înțelegi? Poate cu socialismul mai mult sau mai puțin se apropie. Mai grav e că se apropie foarte mult de dreapta israeliană. Adică deja discrepanțe imense nu sunt. Marea diferență constă în modul în care se relatează legătura cu partea arabă. Partea de stânga normală e cu arabii, în sensul că este pentru relații cu arabii, ceea ce pe de o parte mi se pare normal să menții un status cu cei care se poate. Că nu înseamnă că toți sunt perfecți. Nici arabii nu sunt perfecți, vorbim că nu sunt arabi, mă refer la Palestinie, nu mă refer la celelalte state arabe. Nu intru în așa ceva. Dar acum ceea ce am spus întotdeauna, le convine sau nu le convine la mulți, mi-a fost confirmat de un reportaj și la televiziunea israeliană. Eu întotdeauna am susținut, atât cât să nu fiu luat la bătaie, știți, de cei care sunt pro, că palestinienii, marea majoritate, 60-70% din palestinieni, inclusiv cei din Gaza, unde sunt mult mai stăpâniți și infiltrați de ideile hamasiste, vor o liniște, vor liniște. Vor să-și câștige pâinea, vor să aibă relații normale cu Israelul, vor să trăiască. Vor să efectiv trăiască. Înțelegeți? Vor să trăiască. Pretutindeni acest lucru, cred că e un leitmotiv. Lumea vrea să trăiască. Exact. Acum, ia acel 30%, să zicem, eu știu, 25%, 30%, poate și mai puțin. Oameni care ori sunt îngrozitori de săraci. Și atunci, la tinerii săraci, spălarea creierului este primul lucru care folosesc organizațiile teroriste sau anti-israeliene. Și alții care cred în ceea ce le propovăduiește partea extremistă a Fatahului sau a Hamasului sau a Jihadului Islamic. Acolo e pericolul. Acum, un reportaj recent la televiziunea israeliană, realizat de un foarte, foarte, foarte renumit ziarist israelian, cel care a făcut un serial care sunt convins că va cucerit și în România și YouTube l-a cucerit, că a apărut cu traducere în limba română. S-a deghizat în arab și a făcut un șir de reportaje în lumea arabă din Europa, dezvăluind cine sunt. A făcut interviuri cu palestinieni din teritoriile palestiniene. Referitor de scandalul la ora actuală de că Israelul va pune stăpânire pe anumite zone din Cisjordania. Și palestinienii au spus, domnule, da, vrem să avem buletin israelian. Vrem să putem merge, să în liniște, să muncim și să trăim. Fiindcă, iar să vă dau un exemplu, apropo de relații, și nu e politică, așa cum v-am promis că nu vom discuta politica. Dacă eu, ca israelian, mă duc cu mașina, ce n-am cum altfel decât cu mașina, și sfidând, eu știu, de ordinele armate și intru, sau intru din greșeală, sunt în teritoriul palestinien, și intru dintr-o greșeală într-un sat arab, palestinian 100%, dacă nu am un noroc, 99% sunt linșat. Linșat efectiv, adică nu linșat literalmente. Făcut job. Dacă veniți în Israel,
pe orice stradă. Și învățați un lucru schimb, ca să vă dați seama diferența dintre un număr de mașină din teritoriu și număr de mașini izraelian. Veți vedea foarte multe mașini de palestinieni în Israel. Veți vedea palestinienii care vin și muncesc în Tel Aviv și peste tot. Și eu am avut. Și bem o cafea împreună și stăm la o bârfă. Și ne vorbim de familie și de lucruri care iau. Nimeni nu aruncă, nu copiată în ei. Mai repede aruncă copiată ultra-religioși și în cei care încalcă șabatul. Decât palestinieni, izraelieni asupra palestinienilor. Asta e diferența. În momentul în care se va înceta această ură internă din interior, ceea ce eu nu cred în ea că va înceta încă, va mai continua. Israelul distruge pe palestinieni. Am publicat un reportaj mai înainte, mai mult timp, pe Anima. În Gaza s-a descris un fascinant mall, extrem de scump și de frumos. Deci, lăsați-mă în pace că se moare de foame. Sunt săraci. Mulți spun că n-au ce face. Mulți spun că sunt furați de liderii lor. Dar vreau să vorbesc, palestinieni sunt oameni, ca și evrei. Suntem oameni, nimic altceva. Și așa cum a spus dumneavoastră, vrem să trăim. Da, cred că este în ființa umană să-și dorească să trăiască și nu e ceva peste care să putem trece dorința de a trăi. Vreau să vă mai spun ceva, un lucru foarte important care caracterizează poporul izraelian, evrei izraelieni, poporul izraelian, fix se întâmplă și la arabi și la beduini. Izraelienii sunt unicul popor din lume, care non-stop, unde non-stop, părinții își îngroapă copiii. În niciun loc din lume nu se întâmplă non-stop. Sunt țări în care au conflicte. Se întâmplă un conflict, un an, doi, trei. Mor cu toții, mor se întâmplă, nu știu. Dar aici să-ți îngropi copiii, să părinți să-ți îngropi copiii este ceva incredibil. În momentul când vei încerca să înțelegi drama, și totuși lumea merge mai departe. Că trebuie să mergem mai departe. Și eu am o filozofie. Un mod pe care că vă vom discuta, când poate vă voi explica ce de vom avea timp, ce intenționez să mai fac. Eu merg pe un principiu, l-am văzut la cineva și merg pe el. Un banal cuvânt pe care îl folosim zilnic, de câteva ori, de mii de ori pe zi. Următorul, next. Eu merg pe next. S-a întâmplat în trecut, e ok. Închide, domnule, ușa. Nu te mai duce mereu înapoi ce aș fi făcut dacă. N-ai ce face dacă. L-ai făcut. Asta te mănâncă. Mergi înainte, nu uita și mergi înainte. Este exact ce fac evrei. Nu uită toate dramele care le-au făcut. Nu uită zguduitorul Holocaust. Nu uită nimic. Dar merg înainte. Aș vrea, vă spun, mi-aș dori din suflet să avem încă o ediție și poate în continuare, pentru că aveți atât de multe lucruri și profund uman tratate. Adică pe înțelesul celor care chiar vor să le înțeleagă și să le audă să le înțeleagă. Aș mai avea, eu am multe întrebări aici, dar n-aș vrea să nu ajungem și la planurile de viitor, pentru că eu am văzut că planurile pe care le-ați avut, le-ați transpus în viață, în marea lor majoritate, sunteți o persoană foarte puternică și tenace și aș vrea să vedem ce planuri de viitor aveți. Haideți să vedem. Deci, în primul rând, un plan care încă nu s-a încheiat și continuă și sper, este Anima News, care sunt convins că vreți să mă întrebați așa cu ea înainte. Sunt convins, care am înființat-o în urmă cu peste 10 ani, când a avut loc primul război, al doilea război dintre Liban și Israel. Și atunci eram corespondent de război, ați amintit la începutul emisiunii că nu ne auzeam, dar eu vă auzeam. Așa. Deci că am fost corespondent de război al antenelor aici în Israel. Și atunci am descoperit eu că nu se știe nimic în România despre Israel. Adică se preiau știri din agenții care nu agrează Israelul și se căuta numai sângele care iese și atunci se publica. Și atunci am înființat Anima News,
Și am decis că diferența dintre orice agenție de știri, practic Anima News la ora actuală este unica agenție de știri, unica agenție de știri din lume, cu știri non-stop din Israel și Orientul Mijlociu. Nu e în limba română, nu există alta decât Anima. Acum, știrile sunt, cine citește Anima, va constata că sunt știrile, sunt foarte reci. Adică e știre. Fără nicio influență din nicio parte, nu palestiniană, nu arabă, nu israeliană, nimic, este știrea. Asta s-a întâmplat. Eu ți-o prezint, domnule. Tu, cititorule, citește-o și analizează. Decide în ce direcție te duci, nu eu te influențez. Am colaboratori care au punctul lor de vedere, asta e totuși toate altceva. Dar ei se exprimă pe ei înșiși. Anima e Anima. E un singur grup care asta face. Noi voce aici. Suntem niște nebuni, nu este o agenție profitabilă. Suntem doi, trei nebuni, normal că mai avea niște nebuni care să ne ajute. Dar nu găsim nebuni care să ne ajute, așa. Noi încă suntem niște visători, am rămas așa, ca și dumneavoastră, sunt convins. Noi ne facem meseria asta din dragoste, din respect pentru noi și pentru cei pentru care scriem sau vorbim. Deci, viitoare. Deci, Anima să continue și va continua, sunt convins. Nu știu dacă voi continua proiectele care le-am început și până le-am anulat, fiindcă tot din lipsă de nebuni. Eu cu rabia nebunilor, dar suntem prea puțini nebuni aici. E fascinant, sunt niște nebuni fascinanți, dar puțin, prea puțin. Am avut o perioadă când am deschis cu ajutorul unui mare, 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 imens suflet de om, care este Viorel Maier. Căruia eu îi mulțumesc pentru acest interviu. Și eu trebuie Mulțumesc. să-i normal. Mulțumesc, Viorel. Sunt Inclusiv eu sigură trebuie. că ne urmărește, Da. da? E un tip deosebit, un om, un suflet imens și îmi pare rău că undeva l-am rănit. Și cu ocazia chiar publică îmi cer scuze pentru chestia asta, dar m-a înțeles, sper că m-a înțeles. Am pornit amândoi cu Radio Anima, un post de radio, înțelegeți? Muncă infernală, vreau să 24 de ore non-stop, lucrați în domeniul așa că știți ce înseamnă să creeze 24 de ore emisie V-am non-stop. ascultat, eu v-am ascultat, Da? am ascultat Radio Anima, da. Mulțumesc. Deci, era spiritul acestui om deosebit, care e viorel, plin de viață, nu știu ce. La un moment dat nu mai puteam face, nu am putut face față și trebuie să închid. La fel, tot din cauza de personal s-a întâmplat și cu Anima News TV. Poate vor fi reluate, fiindcă Never ele... say never, cum spun Exact. americanii. Deci nu se Acum, știe dacă nu veți relua. exact. Acum, ca proiecte imediate, sunt câteva proiecte care sunt amânate de zeci de ani. Urmează să scot și sunt aproape gata două volume. Să public eu un volum de poezii, Orașul iubirilor uitate, se va numi, și la insistența prietenilor, voi scoate să vă cred mai repede, va ieși un volum cu reportaje, articole pe care le-am scris și vor fi câteva actualizări mai noi de-a lungul timpului despre Israel și Orientul Mijlociu. Fiindcă mi-a interesată ce s-a întâmplat, când s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Astea sunt foarte importante pentru mine, aceste două lucruri. Pe urmă, un proiect întrerupt, din păcate, de corona. Am început să realizăm un film artistic de scurtmetraj, da, care e un subiect foarte tentant, nu-l dezvăluim nici. Puteți să vă luptați cât vreți, vă reușiți să-l Nu, faceți. eu respect planurile Așa, practic incluse. sunt două proiecte cinematografice de scurtmetraj. Intenționam, atunci când am început să lucrăm, să-l prezentăm și la Festivalul de Scurtmetraj din România. Dar deocamdată ne abținem până intrăm într-un normal cât de cât. Și cred că deocamdată cam atâta mai sunt, nu știu. Mai clocesc cu niște chestii, dar o să vă anunț când va fi nevoie. Suntem aici și așteptăm măcar o lansare din tot ce ați spus. Și Am vorbit în îndrăznesc România să... amândouă. Amândouă vor fi în România. Vor fi și în România. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și noi vă așteptăm cu tot dragul la Radio Shalom și cum a venit vorba. Poate treceți așa pe lista planurilor de viitor o emisiune la Radio Shalom România cu știri, o emisiune săptămânală sau cum o să o doriți dumneavoastră. Urmează ca eu să discut cu directorul postului nostru de radio.
Dar iată, vorbesc public pentru că noi suntem transparenți și sunt sigur că domnia sa va lua în considerare această idee grozavă. Eu așa o consider și cred că așa este. Aș vrea să-mi spuneți în încheiere cu ce credeți că ne despărțim de ascultătorii noștri care vă asigur că sunt acum în legătură cu noi aici în timp ce noi transmitem online. Ok, în primul rând referitor la ce mi-ați propus, citiți gândurile, sunt convins de lucrul ăsta, fiindcă mă gândeam la așa ceva, pe a văzut că cam lipsește o asemenea emisiune, e binevenită. Nu vă încurcați cu mine, că nu mă veți avea de o dată pe săptămână, dacă mă ambalez o să mă aveți cel puțin o emisiune zilnică de știri, fiindcă e nevoie. Iar din păcate Israelul este o sursă inepuizabilă de știri, inepuizabilă. Iar cu ce ne despărțim? Păi nu vreau să vă plictisesc cu poezii, ne despărțim cu un gând superb, cu dragoste. Asta nu înseamnă despărțire. Asta înseamnă, nu înseamnă adio. Înseamnă la revedere plin de inimă și nimic altceva decât, eu știți și ceva, tot binele din lume, tot binele din lume tuturor ascultătorilor și dumneavoastră și colegilor la Radio Shalom și oamenilor minunați la federații care fac tot ceea ce fac greu, dar le fac. Un mulți ani din toată inima președintele Federației Comunităților Evreiești, domnului Weiner, care, domnule, tipul ăsta e fascinant, adică la vârsta domniei sale. Da, să fie sănătos, este, cum să spun, foarte prezent. Nu m-ar mira să ne urmărească și domnia sa online, ceea ce m-ar bucura din suflet. Am să vă spun un mare secret așa, de mult doresc un interviu cu domnul Weiner și sper că... N-a fost până acum? Nu, la mine în emisiune nu și îmi doresc din suflet, pentru că știu că iubește foarte mult femeile și le respectă. Și iată un motiv să fie într-o ediție. Poate să pierdeți așa ceva, nu pierdeți așa ceva. Că nu voi pierde. E un munte de cultură și un munte de evenimente și este... Nu, pentru mine e fascinant omul ăsta. Și toți oamenii care îl înconjoară, e o echipă acolo și tineretul minunat care încă acționează, sunt tineri, ceea ce este super. Este foarte bine pentru că există o continuitate, există o continuitate și au avut mentori de la care să învețe. Iar revista este superbă, revista actuală. Acum, și ceea ce vreau să vă spun, nimic altceva decât un singur cuvânt. Shalom din Țara Sfântă. Nimic altceva. Shalom, să fim sănătoși. Este și vorba pe care domnul președinte Weiner ne-o spune întotdeauna cu drag. Vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi împreună cu noi. Sunt sigură că veți reveni pentru că nu veți scăpa. O să venim înapoi. Avem multe să vorbim. Să dorim ascultătorilor noștri o săptămână foarte, foarte bună și iată să înceteze puțin fenomenele meteo pentru că avem furtuni și inundații. A plouat fantastic la București azi, nu? Da, a plouat fantastic. Cel puțin aici unde sunt eu, da, a plouat fantastic. Am înțeles că sunt zone unde nu a plouat așa de tare. Mulțumim foarte mult, încă o dată. Gânduri bune la toată lumea și ne reauzim cu ediția următoare, lunea viitoare, de la ora 5. Cu dragoste sunt onorat și numai bine. Numai bine la toată lumea. Mulțumim! תמיד הוא בא אליי במכונית עם גג פתוח ליולי-אוגוסט מרימים לי את המצב רוח והיפה שלי יודע את כל חולשותיי וזה נמשך עד מתי תמיד אומרים לי שאני מלכה של דרמה ויכולה גם להפנט את הדלי למה כל כך הרבה דגים בים כבר טבעתי עכשיו אתה תצלול עד אליי קוראים לי בשכונה מלכת השושנים כל מה שבא ליד אני הופכת לקוצים רצת בשבועה בשדרות של תל אביב שלבבות אני שוברת לתחביב קוראים לי בשכונה מלכת השושנים כל מה שבא ליד אני הופכת לקוצים רצת בשבועה בשדרות של תל אביב שלבבות אני שוברת לתחביב תמיד הוא בא אליי, אוסף אותי עם ווד של מלך אני עושה לו פטר
חטוץ' וקוברת לו בדרך בלי המאמי תקרא לי מהיום מנמוזל אז רק אל תתבלבל קוראים לי בשכונה
pe pământ. Aș iubi cum a fost prima oară. Doar odată trăiesc, doar odată iubesc, doar odată e pe prima oară. Într-o mie de vieți te-aș trăi pe pământ. Aș iubi cum a fost prima oară.